În această săptămână, la școala gimnazială Silvania și Mleu Silvanii, s-a derulat cea de-a șasea ediție a proiectului Primăvara în ochii copiilor, proiect materializat printr-o expoziție cu vânzare de mărțișoare și felicitări. Proiectul este coordonat de doamna profesor pentru învățământul primar, Cristina Teieru, și are ca scop stimularea creației și imaginației, o supapă a inocenței copilăriei și o transpunere în valoarea potențialului creativ. Mă bucur foarte mult că și în acest an, elevii școlii noastre, îndrumați de doamnele învățătoare, susținuți de părinți, iată că au arătat respectul și prețuirea față de tradițiile și obiceiurile poporului român. Să fie ca mărțișoarele și felicitările să vă aducă o primăvară frumoasă. Mult succes! Nu-i nimeni mai fericit de Patin ca cel care rămâne statornic lângă Datin, spunea Seneca, și cât adevăr ascund aceste cuvinte. Cadrele didactice, alături de școlari și părinți, au datoria și onoarea de a continua aceste obiceiuri care împrospătează și reînvie spiritul românesc. S-a reușit, an de an, ca decorațiile mărțișoarelor și felicitărilor să fie mai complexe, născând din mâini micuțe, inedite mărțișoare și felicitări, în care copiii au pus toată dragostea lor. Fondurile bănești obținute îi vor ajuta pe elevi să-și organizeze alte activități. Prin ochii elevilor, primăvara capătă valențe aparte. Natura este mirifică, mereu în schimbare, este o lume a trăirilor intense, un veșnic început pentru fiecare. Primăvara reușește întotdeauna să trezească în sufletul nostru bucurii și emoții deosebite, iar evenimentele specifice primăverii oferă copiilor posibilitatea de a percepe atmosfera deosebită a acestora. Sub îndrumarea doamnelor învățătoare și sprijiniți de părinți, aceștia au realizat cele mai originale și inedite mărțișoare și felicitări. Ei s-au pregătit din timp pentru acest moment, mărturie fiind diversitatea exponatelor realizate cu atâta pricepere. Începând cu acest an, cele mai frumoase mărțișoare, felicitări și creații literare vor apărea în revista Proiectului.